Știi cum e în politică. Urci, urci, urci. Cum a fost Dragnea până îți pui șorțul la bucătărie. Da. Înțelegi? Mi s-a părut pe sau, ridicol. Mi s-a părut. Da, sau Ponta care urci, urci, urci și nu te salută lumea pe stradă. Nu, da. Înțeles? Cu Dragnea mi s-a părut, doamne, mi s-a părut comică. Ascultă-mă. Să fii cel mai puternic om din România și după aia să fii cu șorți, să faci chiftele și paste la bucătărie. Doamne, doamne. Le ia Dumnezeu mințile, pe cuvântul meu, domnul. Iubitule, sunt atâția oameni serioși în țara asta despre care lumea nu știe. Și sunt unele jagardele, da, care ajung în funcții mari fără să știe ceva. Uh-huh. Înțelegi? Uh-huh. Peste noapte. Nu ți-a trecut Ponta, nu ți-a trecut. Că e clar că la Ponta bați. Nu, ți-a nu numai la Ponta. Și la mai mulți, mă, care au nenorocit, mă, industria, care au nenorocit sportul, care, băi, care au dat peste cap justiția din România. Băi, băi, fraților, ce s-a întâmplat și se întâmplă în țara asta, tu uite-te cum își bate comunitatea europeană joc de noi, mă. Nu vreau să intrăm în discuție. Bine, dar o frază trebuie... justiție, da, dar nu vreau. O frază trebuie nu, să spunem. Nu, suntem emisiune de sport. Nu, și la sport. O frază trebuie să spunem. Dom'le, noi suntem paria comunității europene, dom'le, când noi avem atâția oameni inteligenți, oameni, băi, am dat țărilor dezvoltate mărirea PIB-ului. Nu vreau să intru, eu am încredere în justiție. Și eu am. Chiar am, nu, și nu e, chiar am încredere în justiție. Și eu am, pentru că am întâlnit judecători. Eu cred că judecătorii, mai ales ultimile generații, sunt niște judecători locui. Și care își fac treaba. De ce ultimele generații? Nu, mai ales ultimile generații. Nu. Că-s mai tineri, mai... Care sunt mai învățați, care mai sunt pregătiți. Serioși, sunt și bătrâni, da, și da, tineri. Da, așa, care sunt serioși. Știi care, cum e? Nu poți nici fără bătrâni, da, pentru că bătrânii ți asigură înțelepciune. Care nu sunt prinși de Hai să ieșim din asta că nu vreau să discut. De nas, cu inelul de nas. Da, nu vreau să discut. Da, schimbă placa. Nu, dar nu vreau că nu e treaba noastră.